George Turba, dintr-un tâi, îi venise să se nepustească la Florica și să o zdrobească. După ce a scos-o din sărăcie și din noroi, după ce nu e în stare să-i facă barem un copil, acum umblă să-l necinstească, se oprinsă gândindu-se că Ion e capul tuturor relelor. Și că deci cu dânsul trebuie să se răfuiască. Al glanetașului a făcut destul rău, numai rău și fără nicio pricină. Toată ziua de sâmbătă și ascunse mânia, parcă nici n-ar bănui nimica în lume. Și fiindcă Ion n-a venit pe la ei, seara s-a dus la cârciumă unde l-a și întâlnit. Vorbiră mai prietenos ca altădată și George-i spuse că mâine se va duce la pădure. Și spunându-i, îl privi atât de senin, încât văzu bine bucuria din ochii lui Ion, care, ca să-l descoase, întrebă: „Dar când vrei să pornești, George?” În glasul lui, tocmai pentru că voia să pară nepăsător, avea o tremurare ușoară de mulțumire pe care George o simți foarte bine, răspunse liniștit: „Apoi când o însăra mai bine, ca să mergem pe răcoare.” Duminică după amiaz trecu iar pe la cârciumă și iar întâlni pe Ion și iar aduse vorba că diseară trebuie să plece la pădure. Ion era amețit puțin de rachiu și chiuia și horea parcă toată lumea ar fi fost a lui. În ochii lui strălucea sfidătoare bucuria bucuriilor. Apoi, când se iasă George, Ion îi ură drum bun și mai ceru o sticlă de băutură să-și astâmpere focul. Pe Florica însă George degeaba îi scodise. Își vedea de treburile ei prin casă, ca totdeauna, încât bărbatul se gândi că poate ea nici nu e vinovată. Îi pregăti merindele în traistă și ea însăși agăță traista de loitră. Când începu să se întunece, Toma Bulbuc opri cu carul în uliță în fața casei. George înjugase boii și le aștepta. O slugă de-a lui Toma veni în carul feciorului să-i mai ție de urât pe drum. Când își făcură cruce să pornească, sluga strigă: „Da topor nu ți-ai! Bate, George!” George trăsări, în adins nu luase, gândindu-se că o să-i trebuiască acasă. Sări jos din car și alergă în tindă. Savista, care se târâse pe prispă, nepricepând cum poate pleca dânsul când i-a spus că are să vie Ion glanetașul, băgui plângător: „Nu, nu duce, bate, stai aici!” „Să nu pățești ceva, George, că te-ai întors din cale”, murmură Florica. „Vezi mai bine tu să nu se întâmple pe aici vreo poznă”, zise bărbatul tare, de frică să nu audă nevasta cum îi bate inima. „N-ai nicio grijă, că doar mă cunoști și mă știi”, răspunse femeia liniștită. Carele se urniră, întunericul le înghiți curând, lăsând în urmă numai scârțitul roților din ce în ce mai mult. Pe bolta vânătă, stelele se aprindeau pe rând ca niște luminițe fricoase. Peste sat se cobora o ceață plăpândă, alburie, care parcă subția bezna și o răcorea. George tremura în car ca și când l-ar fi zgribulit frigurile. De vorbea îi dârdeau dinții, ieșiră din sat și se iau pe coastă printre o goare tăcute pe care clăile negureau ca tâlharii la pândă. Două zile plănuise dânsul ce o să spuie tatălui său când va sosi clipa. Și acum nu-i venea nimic în minte. Se părea că a plecat de acasă de un veac și vedea mereu pe Ion cum se furișează în ogradă, cum se așează în pat lângă Florica, apoi deodată gemu: „Parcă nu-mi e bine, mă întorc. O luă drept peste câmp. Auzi cum strigă tatăl său ceva, dar nu înțelese nimic. Vru totuși să răspundă: „Bine, bine”, și n-a avut glas. Când nu mai auzi carele, începu să alerge. Se rostogoli de vreo două ori prin șanțuri, peste haturi. Era cald de se năbușea. Un strop de sudoare căzu pe mână și îl învioră parcă l-ar fi atins un cărbune aprins. Cu cât se apropia, cu atât era mai frică să n-ajungă prea târziu. Sări gardul porumbiște din dosul casei, ieși în grădinița din față și de aici în ogradă. Casa dormea nepăsătoare și tăcută ca o matahală moartă. Peste drum un câine hămăi de două ori, iar în balta din vale broaștele o răcăia urât într-o întrecere ațățătoare. Vreau întâi să intre buzna. Dar se gândi înainte de a porni spre tindă: „Poate că Ion
Totuși, n-a venit încă. Și atunci, bătun ușă. Ușor. Cum bat flăcăi în geam la fete. Glasul Floricăi răspuns îndată, limpede, nedormit. Cine-i? George tăcu. Glasul femeii zbârnea în creieri, spunându-i. Vezi? Nu dormea. Îl aștepta. Auzi pașii Floricăi desculți, apropiindu-se încurcați de foșnetul cămăși. Ușa se crăpă hoțește să nu facă zgomot. Tu ești? Șoptia. Eu, mormăi George intrând repede. Nevasta, recunosc cu glasul, se redu la o parte ca plesnită de un bici. Dar înainte ca George să fi simțit spaima, se reculese și punând zăvorul întrebă îngrijorată. Vai de mine, George, dar de ce te-ai întors așa? Nu prea mi-e bine. Dar las, că nu-i nimic. Culcă-te tu. Până mâine îmi trece, zise bărbatul încet, ca și când i-ar fi fost teamă să nu deștept de pe cineva. Florica a vrut să mai întrebe ceva, dar răspunsul lui șoptit și tremurat, parcă-i puse un căluș în gură. Se urcă în pat, se învăli și căută să vadă prin întuneric ce face George. Nu vedea nimic, dar îl auzea suflând greu și apoi deodată dezbrăcându-se grăbit. Când se întinse lângă ea sub cearceaf, un fior i-a trecut prin spinare, căci George era un sloi de gheață. Ce ție de te cutremuri așa? Întrebă bărbatul cu un glas gros și greu ca un dangăt de clopot. Ce să-mi fie? M-a cuprins frigul când ți-am deschis. Vremea parcă stătea în loc, precum stăteau și dânsii nemișcați, oprindu-și respirația ca să audă mai bine orice urmă de zgomot într-o așteptare amorțită. De afară pătrundea ca prin puf orăcăitul broaștelor, îndulcit ca un cântec de dragoste. Geamurile însă se stingeau în întuneric încetul cu încetul, arătând că vremea totuși trece și că cerul se năurează treptat. O stea verzuie care mai clipea singuratecă a dispărut deodată, acoperită parcă de o perdea neagră trasă de o mână tainică. Cine știe câtă vreme s-a scurs astfel? Se gândeau acum amândoi aproape în același timp. Poate că nu mai vine. Și pe când se gândeau, auziră deodată poarta scâțind foarte ușor, apoi niște pași care se apropiau de casă rar cu mare băgare de seamă. Apoi câinele de peste drum hămăind iar de două ori. Cântecul brașilor se curmă scurt ca și când arunci un bolovan în apă. George și Florica încremeniră. Peste un minut pași în ogradă se mai apropiară puțin. Apoi iar urmă tăcerea păsătoare ca o piatră de mormânt. Și apoi tăcerea fu clătinată brusc de un fulger orbitor în lumina căruia își văzură amândoi ochii sticlitori de încordare. În aceeași clipă însă răsună un șuierat lin ca o chemare veche. Atunci George se ridică în pace, ascultă, iar după un rostim șopti stins. Mi se pare că e cineva în ogradă? Cine să fie? Zise Florica cu un glas gâtuit de spaimă. Mă duc să văd! Mormăi repede George, sculându-se și trecând cu pași hotărâți în tindă. Când atinse zăvorul, îi trăsni prin creieri că nu poate ieși afară cu mâna goală. Se gândi să ia toporul, dar își aduse aminte că toporul l-a lăsat în car. Tot atunci își mai aminti că în colțul tinzii după ușă trebuie să fie sapa cea nouă pe care a cumpărat-o joia trecută în armadia și căreia numai ieri a pus coadă. Încet, să nu se împiedice de savista, și să scoale, pipăi în ungher și o găsi. Pe urmă deschise ușa și păși pe prispă cu sapa în dreapta. Vreau să izbească îndată, dar nu văzu nimic de întuneric. Zise aspru și tare, cine-i? Cine-i? Un vânt rece se porni deodată deșteptat, parcă de glasul omului, fâșind trist prin frunzele pomilor și trântind poarta ogrăzii care rămase crăpat. Atunci George prinse în marginea grădiniței în fața casei o mișcare nevrută. După care auzi îndată. George făcu câțiva pași spre grădină îndârjit și întrebă iar mai apăsat. Cine-i?
Răspunse acum mai aproape. Cu amândouă mâinile, George ridică sapa și zbi. Simți că fierul a pătruns în ceva moale și în gând îi răsări întrebarea. Unde l-o fi lovit? Dar numai de gât se auzi iarăși mai încet și rugător. George izbi a doua oară. Sapa fugi în aer, apoi un prâit surd urmat de un zgomot năbușit ca și când se prăvale un sac plin. Mai ales zgomotul acesta în furie mai crumpe George. Parcă tot întunericul s-ar fi schimbat dintr-o dată într-o baltă de sânge închegat care l-a smuțea. Lovia treia oară, fără și mai da seama unde. O răcăitul braștelor, reîncipu brusc, speriat, amenințător, ca o văicăreală vâltorită în văzduc de vântul ce sufla mereu mai mânios și mai înțepat. George tresări, ca și când deodată și-ar fi revenit în fire și intră grabnic în tindă, zăvorând bine ușa și așezând sapa la locul ei. În casă, Florica stătea acum ghemuită de groază, pe laviță, lângă fereastră. Ce ai făcut, omule? Murmură femeia întinzând brațele spre dânsul, ca o părare sau ca o rugăciune. L-am omorât, răspunse scurt George.